Furturile din autoturisme sunt o problemă în municipiul Slatina. Fie că proprietarii de mașini le lasă neasigurate sau uită bunuri de valoare în interior, hoții nu iartă nimic. Deschid ușile cu chei potrivite, ori sparg un geam ca să poată pătrunde în interior și fură tot ce pot valorifica. În unele cazuri, proprietarii s-au plâns că le-au fost furate sume de bani din mașini. În ultima lună, la Poliția Slatina s-au înregistrat mai multe astfel de fapte. În ultima lună, la nivelul Poliției municipiului Slatina au fost înregistrate 8 dosare penale în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt din auto. Polițiștii efectuează cercetări în vederea identificării autorilor și a recuperării prejudiciilor. Pe rețelele de socializare, șoferii sunt avertizați să aibă grijă la mașini după ce mai mulți slătineni au căzut victime hoților. Eram pur și simplu la pește, am lăsat mașina sus pe dig la vreo, cred că 200 de metri de noi și când să plecăm am lăsit geamul spart, casetofon, bani luați din mașină. Am sunat la poliție, au venit la poliție și mi-au spus că s-au mai întâmplat cazuri pe acolo. Iar luni, dacă nu mă înșel, tot la fel niște prieteni au fost în același loc, n-am apucat să-i avertize și la fel, același lucru. Geamul spart, telefonul furat, banii luați. I-ați văzut pe hoți? Nu am văzut absolut nimic. Au trimis înainte niște copilași care făceau baie pe acolo, au făcut gălăgie, nu s-au auzit absolut nimic și asta e. Unii șoferi spun că poliția, mai ales agenții locali, ar trebui să patruleze mai des pe străzi. Dar, în același timp, este necesar și ca proprietarii de mașini să devină mai responsabili, pentru că multe furturi se întâmplă și din cauza neglijenței acestora. Poliția comunitară, mai ales, nu urmăresc deloc. Eu nu am văzut deloc noaptea pe stradă să mai circule, să mai... Ei stau, am văzut ziua, stau grămadă, câte două mașini oprite la spital. Deci ar trebui să ocupe mai mult și să urmărească. Deci dacă noaptea nu trece nicio mașină de poliție. Mi-a spart-o mai înainte, un an, cred. Și ce v-au luat? Au cotat după bani. N-au luat nimic, ți-a fost numai bani. Eu las parasolarele în jos, deschid, iau totul ca să vadă, că de multe ori îi spar mașina, dacă lasă așa, zice că sunt bani aici. Au spart geamul, știu, la colegi. Au spart-o, au crezut că sunt bani. Nu este ok. Plus că este și foarte monitorizată. De ce nu-și fac firmele de pază treaba asta? De ce nu-și fac vorba aia, datoria? Obișnuiesc să lași lucruri de valoare în mașină? Cam da. E o greșeală. Da, este un lucru rău din partea mea, dar în grabă în astea uit și le las și se poate întâmpla, na, oricui, o sparge. Polițiștii spun că orice șofer trebuie să cunoască și să respecte două reguli de bază pentru a-și proteja mașina de infractori. Recomandăm conducătorilor auto că atunci când coboară din autoturism, chiar și pentru scurt timp, să-și asigure autoturismul și de asemenea să nu lase la vedere în autoturism bunuri de valoare, telefoane mobile, genți, portofele. În toate dosarele de furt înregistrate la poliție în ultima lună se fac cercetări pentru identificarea autorilor.